Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vom face review sistemului din spate, care are în componență un i3-3420 de 3,4 GHz, 8 GB de RAM DDR3 la o frecvență de 1333 de MHz, GTX 580 de 1,5 GB și 384 de biți, un SSD de 120 de GB și un hard disk de 250 de GB. Așa arată build-ul. Sub acel cooler acasă, care este puțin mai eficient față de cel stock, se află i3-ul 3420. În dreapta lui se află memoriile RAM, SSD-ul de 120 de GB de la GoodRAM, hard disk-ul Western Digital Caviar Blue și sursa Chieftec GPS 350A. Piesa de rezistență în acest calculator este GTX-ul 580, are un număr foarte mare de biți, anume 384, o memorie VRAM de 1,6 GB, ceea ce o face o placă foarte echilibrată, aș putea spune. Acum să trecem la teste. Acest sistem este adresat publicului care nu joacă titluri foarte solicitante, care are nevoie de un calculator pentru office, un calculator de casă sau publicului care are nevoie la un buget restrâns de un calculator pentru a-și ține cursurile online. Prețul mediu de achiziție al acestui PC se vârte undeva la 1000 de lei. După cum observăm în teste, acesta își merită absolut fiecare bănuț. Nu uitați, dacă mai vreți asemenea clipuri, să mă ajutați cu un like, un share și un subscribe și rămâne pe data viitoare. Pa, pa!